Alentă, dar la început nici eu nu cunoșteam regulamentul și eu am fost surprins de decizia asta și ulterior am pus mâna pe carte, cum spune o vorbă din popor, am citit și legea 4 și regulamentele toate de la federație și mi-am dat seama că este imposibil să pierdem acest meci, pentru că toate erau în favoarea noastră, toată logica era în favoarea noastră. Plus că am venit cu jurisprudență externă care e destul de relevantă, adică dacă noi suntem mai novici în aceste... Da, mai devreme am discutat cu vicepreședintele clubului Șepși, care spune că n-ar trebui să aibă vreo relevanță ce se întâmplă în străinătate și ar trebui să conteze doar ce scrie în regulamentul românesc. Da, regulamentul România spune că se întreabă meciul de când este vorba de cazul de rating. Deci nu e ironică. Din păcate, nici de la Șepși, niște oameni pe care eu de altfel îi respect foarte mult, dar n-am înțeles că oprirea unui meci nu este o sancțiune însă și mulți fac o confuzie. Meciul se oprește numai în caz de forță majoră, când nu se mai poate desfășura, gen nocturnă, gen rasism. De ce e rasismul catalogat? Pentru că are un efect direct asupra jucătorilor. Și nu numai că aude arbitru ceva legat de rasism, cuvântul râs sau o jine sau un act de violență, ci când jucătorii spun că nu mai pot să continue. Unul sau mai mulți jucători spun că nu mai pot să continue. Deci datorită faptului că nu mai pot să se concentreze, datorită acelui eveniment. Deci, dacă citim regulamentul, o să observați că primul pas, arbitru trebuia să cheme capitanii de echipe, să-i consulte și nu, după ce îi consultă, ia o decizie. Adică, da, făcând o remarcă un pic cinică aici, jucătorii de la Șepși nu prea aveau cum să fie afectați într-atât de tare încât să nu mai poată juca, pentru că exista un singur etnic maghiar în echipă. Da, atenție, pe de altă parte, sigur, subliniez și eu că este total nepotrivit și suntem total împotriva unor astfel de scandări. Dar apropo de nuanța de care... Nu le putem rezolva acum, domnul Mironic, pentru că credeți că în Franța aia nu sunt sătui de rasismul care e acolo și în Germania și în Belgia. În Franța i-a dat un Dimitri Paet cu o sticlă în cap care a stat vreo 5 minute paralizată. Și atunci a venit capitanul de echipă și al echipei de la Lyon și la Marsilia, au venit și au spus, domnule, nu mai putem. Asta e bătaie de joc, suntem fotbaliști, nu putem să jucăm cu ăștia în cap. Și atunci, de-abia după ce au insistat capitanul de echipă, după 20 de minute, arbitrul a luat decizia la presiunea jucătorilor. Până la noi, jucătorii de la Marsilia au spus că au întrebat de ce nu continuă meciul. Adică și după meci declarațiile lui Isui, sau cum se numește băiatul de la Sepsi, care e și etnic maghiar, am înțeles, un băiat care mie îmi place foarte mult cum vorbește, a spus, domnule, pentru noi nu le-am ce vreau, ne puteam să continuăm meciul. Deci, părerea mea că arbitru Chivulete a greșit, ori a fost prost informat, ori a fost dezinformat, nu știu cum să zic. Da, probabil că li s-a subliniat faptul că, așa, într-o notă europeană, xenofobia este asimilată cu rasismul și trebuie să fim ferm. Probabil așa se explică această domnul reacție a lui Andrei Chivulete. Xenofobia în Europa, atenție, că eu acum am citit regulamentul, spre deosebire de foarte mulți dintre cei care îi dau cu părerea, eu chiar am citit și spun ceea ce scrie în regulamente, nu spun ceea ce ar putea să fie filozofăm, nu. Deci nu întâmplător nu se găsiți niciun meci din țări de Uniunea. Eu încerc să explic reacția lui Andrei Chivulete, nu spun că asta este opinia. Nu, această asimilare e o interpretare abuzivă, pentru că, sau forțată, nu e prea mult. Pentru că, încă o dată, întrebarea de sunt sancțiuni în regulament. Uitați, Galeria Craiovei, 6 etape, nu mai la departe. Nu că nu fie o chestie simplă pentru ultrași. Dacă se juca mici acasă, erau porțile închise acasă, poate 6 etape. Deci eu zic că sunt foarte usurătoare aceste sancțiuni. Dar, repet, fotbalul primează, chiar este un slogan și al președintelui Burganu și al majorității președinților de federații din Europa și al UEFA. Meritul sportiv. Păi de ce se putea juca meciul? Se putea. Deci încă o dată, întrebarea unui meci anumare nu numai când se mai poate, o intemperie, vine o vreme urâtă, o ploaie, nu se mai oprește, inundă, în caie nocturnă, dar dacă meciul se putea juca, erau 45 de care strigau și strigau pe acolo, erau foarte frumos să fie evacuați. Deci credeți-mă, se puteau evacua în 5 minute. Da, pe de altă parte, cei de la Șepși spun că nu vor putea să facă lucrul acesta pe viitor, pentru că li s-a transmis despre jandarmerie că acesta nu este un motiv. Nu, asta e o minciună. E o minciună, sunt dat dumneavoastră. Îmi pare rău că nimeni din presă n-a făcut o adresă la jandarmerie să întrebe și punctul de
Dacă citiți legea, o să vedeți, domnul Ionică, că pot fi evacuați pentru un jurățul la adresa oficialului. Adică eu ca patron la Craiova, dacă... Eu am discutat chiar cu un om cu o funcție importantă în poliția din România, de aici, din București, și mi-a spus că legea este restrictivă în privința reacției pe care o pot avea autoritățile. Nu, nu e adevărat. Eu nu știu, eu vă spun ce scrie în lege. Deci, în primul rând, e un capitol foarte important. Atunci când ne pus în pericol siguranța desfășurării partidei, păi dacă există riscul ca nu să fie întrerupt, ce altă siguranță e mai mare decât asta? Adică dacă eu nu mai pot să-l pățesc niciun, nu? Deci asta e prima poliție care se evacuează. După aceea pentru injurii, pentru jiniri, pentru... Și chiar injurile aia oficiale, repetate și... Cum au ei această obiectivă. Și atunci, dumneavoastră, cum explicați reacția șefului de dispozitiv de la Sfântul Gheorghe, care a refuzat să facă așa ceva, să-i... E o minciună. Deci asta este o minciună care o perpetuează secția. Au adus de la... Dacă vreți, vă citineți pe oasă faptul să vedeți de trenul care întreabă jandarmeria în ce condiții se poate face evacuarea, iar jandarmeria le spune că în condiții legii cu tare și dă citatul din lege. Ei trebuie să facă dovadă că au cerut scrisă, nu că o procedură care este. Deci să ai o cerere scrisă către jandarmerie, vă rog să evacuați. Ei trebuie să aibă o adresă către jandarmerie cu evacuarea, ăia și ea să spună nu evacuăm lumea, că nu putem. E o minciună asta, au încercat ei, să-și acopere această lipsă de dirigență care a avut. Adică acum eu nu iau nici pe inderea credință. Dar încă o dată, să nu uităm că datorită acestor evenimente în care acești suporte de la Craiova au făcut ce au făcut, ei nu mai au voie să meargă 6 etate la deplasări. Nu este puțin lucru, repet, că mulți ignoră acest aspect. Deci, acești indivizi ultra au o mare problemă când ei nu mai pot să vină organizarea stadion, să nu credeți că este o bagatelă. Și deci, e o pedeapsă care îi va usura și eu sunt convins, atenție, eu sunt convins că galeria Fetei Universitatea pe Luza Sud nu va mai face astfel de gesturi. Pentru că le va fi teamă de această sancțiune care probabil se va mări. Să sperăm că așa se va întâmpla, cum spuneți dumneavoastră. Domnule Mititelu, această partidă, care se anunță extrem de interesantă între șef și FCU Craiova, are loc și în acest context special, la o zi după ziua maghiarilor și la o zi după aniversarea dumneavoastră, după ziua dumneavoastră de naștere. Da, și părerea mea că ați omis cel mai special context. Și aici, pe martie, se fac 40 de ani de la meciul cu Kaiser Lotte. 6 martie 83, 6 martie 2020. Senzațională coincidență, da. Extraordinar. Da. Este... Aveam 15 ani și am fost la stadion de la ora 10 dimineața. Este meciul care a dus prima mare performanță a unei echipe de club din România. Acea calificare în semifinale cu UEFA. Marius, mă gândesc că și tu ai trăit. Sigur, și eu am trăit, dar eu din fața televizorului. Toți ne-am trăit, da. Mă gândesc domnul, că tu... Domnul Mititelul la fața locului, noi de la... Aha. De la televizor. Dar emoția cred eu că a fost aceeași. Am venit cu mâncarea în traiță de la țară, pentru că am fost pe ele la țară, mă duc aminte, am avut o problemă de familie, deși eram la Craiova la liceu, dar mă duc aminte că am venit de dimineață și aveam mâncarea în geantă, în plasă, în traiță, în ce vreți. Domnule Mititelu, credeți că există acest pericol ca jucătorii să se relaxeze un pic, jucătorii echipei dumneavoastră, no, după aceasta? Nu, păi dacă credeți că eu m-am băcut apă, deci am și eu asta experiență în fotbal. Păi, în primul rând, pe mine acum e o presiune de trei ori mai mare. Pentru că acum, dacă ratăm play-off-ul, acum o să cădem foarte de sus. Pe de altă parte, am avut ședință cu jucătorii și am încercat să-i bag așa la 3-80 ca și presiune. Pentru că acum ne jucăm șansa noi. Dacă pierdeam intrarea în play-off datorită faptului că Sărții mergea la masa verde, aveam cât de cât o acoperire. Uite, domnule, ne-au făcut ăștia ce ne-au făcut. Dar acum trebuie să demonstrăm că merităm și că gălăgia care am făcut-o și nemulțumirile care ne-am estimat sunt justificate. Adică trebuie să arătăm că merităm să fim acolo. Și deocamdată acum suntem 50-50 cu Sărții. De acum înainte trebuie să demonstrăm și să confirmăm că nu degeaba ne-am băgut pentru acest caz. Domnule Mititelu, aș vrea să vă întreb, dincolo de regulamente, de legi, unde sunteți foarte bun, aș vrea să vă întreb așa, omenește, dacă totuși înțelegeți pe cei de la Șepsi și pe suporterii acestei echipe și pe conducători și așa mai departe, că sunt exasperați de aceste scandări care se tot repetă la adresa lor. Îi înțeleg, dar ei trebuie să înțeleg să știți că eu, ați văzut că eu tot timpul am vorbit de tine de ei și niște oameni care
Eu am cunoscut foarte mulți oameni de, care locuiesc în acele teritorii, dar încă o dată, acum, datorită acestui, să zic așa, mic scandal, sau scandal chiar mai mare pe alocuri, am urmărit și pagina lor de Facebook, am urmărit și forumul lor, că eu să știți că sunt tot timpul care intru, vorbesc cu oamenii, mulți nu cred că este pagina mea, o impresie că e de o păcătură. Nici nu cred că sunt eu ăsta, Nicitea Mă Lacrăia, v-am zic că du-te bă că nu ești tu. Deci eu sunt tipul popular deschis, nu am nicio genul acesta, adică sunt foarte, mă compor ca orice om normal, adică n-am nicio, nu fac nicio figură de genul ăsta. Și intru și discut cu ei și să știți că și ei sunt, nu sunt departe de noi și au niște apucători vreste. Nu suntem noi de vină că s-a ajuns aici, pentru că totuși ce se întâmplă acum sunt niște reminiscențe ale trecutului și părerea mea că tot ei, acum eu nu vreau să vorbesc de rău poporul maghiar, dar tot ei, datorită faptelor, mai în anii 40 s-a ajuns la asemenea lucruri. Pentru că crimele din 40 nu le-am făcut noi și nu le-au făcut oltenii și nici moldovenii și nici cei din sud țării. Ei, prin ceea ce au făcut în 40, au creat niște reminiscențe și s-au transmis din generație în generație. Dar nici ei să știți că nu sunt atât de civilizat sau net superior cum credeau ei. Deci ei se comportă, pentru că acum în situația cu cazul Craiova au dat dovadă de o ipocrizie este din comun. Adică eu, credeți-mă, puține echipe din România a atras la ipocrizie cât au atras chestii. Adică le-a fost frică de meci și efectiv sau se bucurau să intre în play-off cu niște puncte câștigate după modelul la Scornicești, Moren sau alte echipe de acest din Victoria București. Domnule Mititelu, într-o discuție pe care am avut-o cu ceva timp în urmă, tot așa, într-o emisiune, mi-a spus că nu vă mai gândiți la play-off, că nu mai îndrăzniți să vă gândiți așa. Așa gândeam atunci. Deci, sincer, eram într-o situație, să nu uităm, că în momentul când a plecat proiectorul, mulți spuneau că Marius Croitoru, da. Nu, discuția a fost mai aproape, nu a fost atunci când a plecat Marius Croitoru, dar sigur, înțeleg că la un moment dat ați fost dezamăgit de cum merg lucrurile, dar iată ce turnură a luat situația pentru cu să nu uităm că am avut 4-5 meciuri în care am jucat foarte bine, n-am luat punct. Toată lumea a auzit voce, ce frumos joacă Craiova, dar punctul e orice. Uite că a venit și o perioadă în care... Dacă veți intra în play-off, la ce puteți spera? Veți intra de pe ultimul loc? De regulă, echipele nici care au intrat de pe ultimul loc... Eu vă promit, solemn, că dacă noi intrăm în play-off, 100% nu vom termina pe ultimul loc. Și o să vedeți o super echipă, pentru că vom juca fără nicio inhibiție. Vom avea 10 meciuri în care vom juca fotbal, care pe care. Cumva ne anunțați că veți depăși rivala din oraș în play-off, dacă nu, intrați nu în play-off. Asta, nu vreau să zic asta. Și rivala din oraș e o echipă foarte bună, dar sincer să vă spun, pentru mine play-off-ul cel mai mult iubesc cele două meciuri, cu CSU și meciurile cu Rapid. Așa sunt pentru mine meciurile cele mai frumoase din inima mea și sufletul meu. Adică astea sunt meciurile care, pentru asta, cel mai mult asta mă atrage la play-off, că jucăm de două ori cu CSU și de două ori